Nu va fi simplu, fiindcă în spate există exercițiul când a trebuit să aleagă din 30 și ceva de proiecte. Știu că avem și niște contestări. Și asta pe mine mă bucur. Asta înseamnă că, într-adevăr, am reușit să asigurăm un mediu concurențial. Deci eu îmi doresc și astăzi să câștige ideile cele mai bune, să ne deprindem cu gândul că acolo unde există creativitate, există foarte mult subiectivism. Dar până la urmă avem același interes să luăm ideea cea mai bună, ideea cea mai originală și pe baza ei să construim conceptul participării Republicii Moldova pe platforma Expo 2015. Ceea ce vreau să scot în evidență, într-adevăr, este o oportunitate enormă pentru noi. Eu vă mărturisesc că noi ne-am străduit să fim prezenți foarte solid și la Shanghai. Dar era foarte departe, era, dacă vreți, o altă cultură, dacă vreți, era o tematică care viza urbanism. Ori Republica Moldova, eu cred că este avantajul nostru cel mare, că noi încă ne-am menținut, dacă vreți, caracterul nostru mai firesc, mai natural, mai rustic, dacă doriți. Și vreau să vă zic că din această perspectivă revin la ideea că Expo 2015 este o enormă oportunitate, fiindcă pliază perfect pe ceea ce avem noi mai bun și ceea ce vrem noi să promovăm. Motoul hrănirea planetei, energie pentru viață, sigur că așa cum ați văzut, se învârte în jurul ideii de alimente, de hrană, în sensul direct al cuvântului, dar noi am reușit, pare mi se, să dezvoltăm nițel acest concept. Și comitetul organizatoric, atunci când noi am aprobat conceptul participării Republicii Moldova la Expo 2015, nu mai adăuga ceva. Fiindcă agricultura ne dă și un alt tip de energie. Energia directă. Ori noi încercăm să promovăm și conceptul de a utiliza durabil energia, ori agricultura ne dă pe lângă alimente, ne dă și materie primă pentru biomasă, materie primă pentru energie.